atenția, mai ales în primii ani în filmul documentar, și faptul că Pasaran reprezenta interes pentru multe cinematografii, pentru Franța, pentru alte cinematografii, subiecte despre noi putem găsi în arhivele naționale a multor studiouri. Cred că deocamdată nu și-au dat interesul. Noi nu avem deocamdată o arhivă națională de filme în care ne-am păstrat măcar filmele noastre, da? Nu avem așa ceva, dar o să avem. Trebuie să avem oameni, trebuie să avem manageri buni, trebuie să avem mari îndrăgostiți de film. Ce vreau să vă spun? Că Moldova vrea s-a dezvoltat așa cum se dezvoltă oricare instituții și oricare mare platou de producție. A avut și sughișuri, a avut și coborâșuri. A avut o faimă în anii 60 de invidiat, devenind unul în scurt timp, unul dintre cel mai cunoscut studio în spațiu ex-sovietic și chiar în lume prin filmele pe care le produceau. Pentru că erau filme originale, de o înaltă ținută artistică, dar și filme care îi exprimau spiritul, sufletul acestui popor, stilul care ne-a scos în lume, stilul poetic, inconfundabil, nu puteai să se faci asemănare, că uite și alții, tot așa. S-a produs aici și asta a creat faima studioului Moldova Film. Regizorii care au venit aici și Vadim, și au venit și ei noștri, cadre naționale, pentru oricare instituție are nevoie de cadre naționale. Au fost trimiși la învățătură, operatori, au fost trimiși la scenografie, au fost trimiși decizori, au fost trimiși redactori, critici și așa mai departe, dar au fost și regizori care au venit aici, au fost repartizați ca Vadim Lăsenco, Vadim Derbeniov, Mihail Calic, care au venit aici și au creat în acel stil al filmului. Nu uitați că Moldova Film era ancorat într-un sistem, într-un întreg sistem. Exista termenul de cinematografie sovietică, în care și Ucraina avea studioul Dovzhenko și mai avea și studioul la Odessa, și Belorusia avea studioul lor, și țările baltice aveau studioul lor, și armenii, și georgienii, și chirghizii, Rusia avea câteva studiouri. Deci era și o competiție, fiecare vinea cu stilul său, cu istoria sa, cu ce avea mai frumos și ce avea mai interesant. Dar nu uitați că exista într-un sistem totalitar, într-un sistem în care Partidul Comunist își avea directivele sale. Și evident că a avut și studioul Moldova Film, a creat și filme de conjunctură, hai să le spunem, filme care trebuiau create atunci, dar vreau să vă spun că cineaștii noștri, lângă fapt, au creat și filme despre Muzeul Iskra, prima ziarul Iskra și alte, despre Kotovski, totuși au găsit acele nuanțe care ne caracterizează pe noi. Și una din valoarea studioului nostru este că a descoperit actorii din teatre, actorii care nu erau din teatre, de exemplu, cu Maria Sagaida, ea e profesoară de matematică, a descoperit-o și a adus-o în cinematografie. Grigori Grigoriu, la fel, eu încercase, dar totuși așa și n-a mai devenit actor de teatru, a încercat la Bălți, a încercat la Luceafără să joace, a devenit un mare actor de film. Și foarte mulți, noi acum se află Paulina Zaftuni, care face parte din generația de aur a teatrului Luceafăru, ca actriță, și s-a încadrat în măsura posibilităților cum era atunci, că era o întreagă tehnică, o întreagă industrie. S-a ancorat în dezvoltarea studioului Moldova Film. Deci erau foarte multe. Studioul Moldova Film avea foarte multe componente. Astăzi el se află, o să vă spun, doamna care a venit reprezentată a studioului, o să vă spun mult mai mult, este, poate produce mai puțin, are mai multe dificultăți, dar important este că nu a dispărut, important că nu a dispărut studioul, nu a dispărut fenomenul filmul moldovenesc, cu mai mult sau mai puțin, totuși, iese pe arena internațională. Astăzi avem și alte studiouri,
TVH Studio, exista studio Bucimu, există studiouri independente, studiouri particulare. Un timp, vreau să vă spun că a existat studioul Telefilm Chișinău, un studio foarte puternic, unde a fost creat filmul Ceafărul, filmul Durerea, la fel un șir de filme documentare. Deci, dacă ar fi să le punem pe ecran, măcar în fiecare zi câte un film de-al nostru, păi n-ar mai spune nimeni că Moldova film a dispărut sau că n-ar fi film moldovenesc. Pur și simplu trebuie și populația să mai ceară, să mai scrie pe scrisoare, să mai trimită la Ministerul Culturii, să trimită la Guvern, să trimită la studioul Moldova film, să trimită în cinematografie, că au scos publicitatea politică, dar pune publicitatea culturală, pune fă colaj din filmele lui Loteanu, din filmele lui Gagiu, din filmele lui Ioviță, din filmul lui Gheorghe Vodă și iată de acum o informație despre Moldova film. Așa că noi cu toți avem foarte mult de lucru. Avem aici pentru noi un veteran al studioului Moldova film. Domnul Boris Mobilă a fost pe la începutul lucrării Moldova film. El cunoaște și partea bună și partea poate mai puțin plăcut tocmai despre ceea ce vă vorbeam. Când ne confruntam aici totuși cu sistemul